Comisarul European al Afacerilor Interne, Ylva Johansson, a ajuns în această dimineață în Bama Siret. Înaltul oficial a vizitat tabăra mobilă de asistență a refugiaților de la granița României cu Ucraina. După amiază, comisarul se va întâlni cu președintele Klaus Iohannis la București. I am here today because I wanted to visit and see with my own eyes, talk directly to local authorities, local citizens, migrants about the situations. I am impressed of what are being achieved. I am impressed of all how much a lot of local people themselves are doing here, and I see the commitment from the Romanian citizens. Mulțumesc to Romania, to Romanian people.